Bine? Haideți să lăsăm un pic pe domnul Conte să dea o declarație și apoi în siguranță va rămâne. Ca să mi-o pui la capul lor de perne când ai murit. Biblia dumneavoastră? Doamna care mă așteaptă. Telefonul bine, la tine. Bine, mulțumit. Hai. Pentru puțin. Da. Și hai, o să vă rog, da? Da. Să ne lăsați un pic, vă rugăm frumos. Hai să vorbim cu domnul. Hai să vedem așa. Bine. Da, tu în fața mea, că nu mă deranjează, așa. Ok. Merge la toată lumea? Da. Bine. Se poate? Da, sigur. A fost o onoare pentru mine și o bucurie revederea cu majestatea sa, regele Charles al III-lea. Având întotdeauna o deosebită grijă ca actualul rege Charles al III-lea să se simte bine la noi în timpul sejurului privat, le mulțumim tuturor celor care au contribuit ca vizita majestății sale să fie una plăcută. Doresc să transmit felicitările mele reprezentanților Serviciului de Protecție și Pază pentru munca depusă și pentru modul discret și amabil în care l-au protejat pe majestatea sa regele. De asemenea, mulțumesc reprezentanților mass media, pe voi toți, pentru interesul arătat, precum și pentru respectul și profesionismul de care ați dat dovadă. Întâlnirile personale ale majestății sale cu oameni din partea locului și turiștii au fost extrem de primitoare și călduroase. Vreau să vă asigur de faptul că șederea majestății sale a fost una în siguranță și perfect armonioasă. În încheiere, doresc să-mi exprim speranța că vom avea multe alte ocazii în viitor de a-i ura regelui un calduros bun venit. Trăiască regele! Asta înseamnă că urmează să revină cât de curând înapoi pe meleagul românești. Deci vine de 25 de ani și sperăm foarte mult că și în viitor va fi posibil. Poate că nu va fi posibil în fiecare an, dar da, eu cred că așa va fi. A simțit majestatea sa un alt fel de tratament, având în vedere că acum, iată, este rege, e prima vizită după încoronare aici la Valea Zălanului. Adică prin reflex și prin instinct am fost mai respectuos, dar asta nu a avut niciun impact asupra căldură venind din suflet și din inima pe care am dat și deci a fost puțin mai respectuos, dar tot așa omenesc a fost, că întotdeauna. În fond e ruda dumneavoastră. Foarte departe și asta nu este, cred că nu asta este, nu pentru asta vine în România. Deci, bineînțeles. Suntem mai mult prieteni din suflet. Ce l-a impresionat cel mai tare? Zile? Cum? Ar fi vrut să stea mai multe zile. Sigur că da, sigur că da. Dar acum este încă mai dificil pentru el. Ce spunea de oamenii aceia? Mulțumesc, ultimă întrebare. Pentru oamenii aceia da. Care au venit la porțile lui, s-a mirat la porțile pentru că și-a schimbat și programul într-una dintre zile să vină să dea mâna. Noi cu am admirat că a fost simplu și a dat mâna cu fiecare. Care a fost impresia că au venit atât de mulți români să-l vadă? Cred că impresia, nu pot să vorbesc în numele lui, dar cred că a fost foarte impresionant de că nu a existat nicio tensiune. Chiar au fost foarte mulți, deci a fost o mulțime, dar a fost ca o familie. Nu a fost ca tensiune, deci nicio amenințare nu a fost simțită. Deci foarte personal, foarte normal. Și trebuie să păstrăm această atmosferă când vine la noi. Pentru că și asta l-atrage la noi. Mulțumesc! Mulțumesc.